Autoritățile au semnat pentru a doua oară un contract de execuție a centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Proiectul a demarat în 2012 pentru ca 2 ani mai târziu muncitorii să deschidă șantierul. Lucrarea trebuia finalizată încă din 2016, dar s-a împotmolit în instanță din cauza exproprierilor de terenuri afectate. Au urmat termene după termene care, ca timp, și-au pus amprenta asupra lucrărilor deja efectuate. Potrivit rapoartelor, la ora actuală, stadiul de realizare a centurii este de 40%, noul termen de finalizare fiind prima parte a anului 2022. Aceste 18 luni sunt bătute în cuie și rugămintea mea și a conducerii Ministerului și a conducerii Guvernului este de a face tot posibilul ca aceste lucrări să se deruleze într-un ritm foarte rapid, în așa fel încât să avem cel puțin o lună, două de plenare mai devreme decât termenul asumat. La semnarea noului contract a participat și vicepremierul Raluca Turcan. Pe lângă această facilitate de a valorifica 1 miliard de euro de fonduri europene, am creat un program, IMM Invest, și aici avem reprezentantul Ministerului Finanțelor, prin care, până în momentul de față, peste 15.000 de companii au avut acces la creditare garantată de către stat pentru a obține lichidități și pentru a se dezvolta. Traseul centurii ocolitoare are o lungime de 20 de kilometri. Investiția se ridică la suma de 40 de milioane de euro.